Dragii noștri, bine ați venit la un nou mailbox. Le mulțumim pe această care tuturor celor ce ne trimit întrebări pe cele două adrese, livearompisicaraj.ro și bcg.ro/tv. Înseamnă că încă aveți nevoie de ajutorul nostru, chiar dacă această perioadă minunată a anului, în care toată lumea pleacă în concedii, ba la mare, ba la munte, ba mai știu eu pe unde, a început. Avem 5. De fapt, sunt 4 mail-uri și, așa cum am obișnuit în ultima perioadă de timp, un comentariu de pe YouTube. De această dată, un comentariu un pic mai tehnic. O să vedeți despre ce este vorba și este mai degrabă tehnic și sfat pentru cei ce ne trimit întrebări pentru mailbox atunci când facem referire la temperaturi sau alte nebunii de genul ăsta. Aveți puțin tică răbdare că o să înțelegeți imediat despre ce este vorba. Să începem, zic, mailboxul care este sau cutiuța cu scrisorele, nu? De la Andrei vine primul mail. De ce credeai că mă uit aici? Credeai că am cumva... Copiuțe. Pe mousepad, pe bune. De la Andrei vine primul mail. Salut echipa Visigaraj, aș dori să vă cer un sfat. Mi-am achiziționat un Ryzen 7 5800X și un GTX 1660 Super. Este bună o sursă de 500W pentru sistemul meu? Vă mulțumesc anticipat. Este bună. E bună, e suficientă, ținând cont că Ryzen 7 5800X are un consum de 50-60 de W în idle, undeva la 110 atunci când se folosește un single core și undeva la 200-200 și un pic când este solicitat la maxim, lucru care nu se întâmplă în jocuri, adică nu folosesc jocurile noastre îndrăgite, chiar și ultimele titluri, nu folosesc toate nucleele și toate thread-urile. Pe de altă parte, GTX 1660 Super are un consum în gaming de 120-130 de W și cu un pic, adică vârful, unde poate ajunge pe undeva pe la 145 de W. Practic, o sursă de 500 de W ți-ar fi mai mult decât suficient. Dar, și e un dar pentru că eu încerc să spun lucrul ăsta de fiecare dată când fac recomandări la surse. Mergeți pe o sursă cu o certificare minim 80 plus bronz. Iar aici ce am avea de 550 am găsit eu două surse de la Seasonic ce le-am tot avut prin build-urile noastre și anume un 12BC de 550 de W 80 plus bronz și 12.3 de 550 de W 80 plus bronz. Pe de altă parte, mai este un producător pe care eu am încercat să-l promovez în ultima perioadă de timp pentru că produsele sale sunt fiabile și în toate build-urile pe care le-am folosit, mai ales noi, nu au dat semne de de instabilitate sau după o perioadă de timp să îmbătrânească, să dea voltaje ciudate sau alte nebunii de genul ăsta. Și anume Silentium PC Gamma Vero. Iar aici îți recomand Vero L3 80 plus bronz de 500 de W sau în cazul în care te gândești că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat vei face un upgrade la placa video, să nu trebuiască să faci achiziția de 7 ori. Așadar și prin urmare, Vero L3 de 600 de W este o variantă future-proof, dacă pot să-i spun așa. Cam asta a fost, Andrei, să te bucuri de componentele pe care le-ai achiziționat. Ciao! Robert! Salutare, PC Garage, am două întrebări. 1. Vreau să-mi iau un Z390 MSI MPG Gaming Edge AC și momentan să-mi păstrez procesorul i5-9400. Problema este că placa de bază, placa este 1151V2 și procesorul este 1151. Am văzut că pe Visigaraj specifică procesorul este V2, dar pe alte site-uri specifică este doar 1151. Mă gândeam că au omis detaliul fiindcă nu are... Că nu are importanță sau sunt compatibile. Ideea cu aceste simplu și V2 a fost să îi ajutăm pe cei ce doresc sau doreau să achiziționeze procesoare pe acel socket să nu le încurce.
Pentru că, spre exemplu, 1151, și aici ne referim la seria 6000 și 7000, parcă, erau compatibile cu tot ce însemna chipsetul 100, respectiv 200. 11V2, așa cum l-am denumit noi, tocmai ca să nu încurce pe utilizatori atunci când venea vorba de alegerea procesorului, era compatibil decât cu seria de chipset 300 de la Intel. În ceea ce privește placa pe care urmează să o achiziționezi tu, și anume Z390 MSI MPG Gaming Edge AC, este compatibilă cu 9400, 9400F și cu toate procesoarele din seria 9000, dar și cu procesoarele din seria 8000. Mai sus, nu. Mai sus, seria 10, venim cu chipset 400 și așa mai departe. Ești safe. 9400F-ul tău se potrivește fără niciun fel de problemă pe modelul menționat un pic mai devreme din seria Z390. Iar 2, se merită să trec de pe un 1650 pe un RTX 3060 Ventus 2 ori OC LHR 12 GB GDDR6 192 de biți. Ar trebui să schimb și sursa, am un 550 de W. Din punct de vedere al performanței, o bune, adică e din altă ligă. 1650, 3060-ul, 3060-ul poți să-l compari cu un 2060 Super sau chiar și cu un 2070, fără niciun fel de discuție. 2070, variantele mai slăbuțe, așa. Dacă merită să schimbi sursa, cea de 550 pe care o ai tu, păi în primul și în primul rând trebuie să te uiți ce conectori are sursa. Ai conectori suficienți pentru a alimenta RTX 3060-ul pe care dorești tu să-l achiziționezi? Din punct de vedere al consumului, RTX 3060-ul în gaming are undeva pe la 174 de W, iar vârful, picul, este pe undeva pe la 190 un pic, 193, 194, 195 de W, în timp ce 9400F-ul în idle are între 45 și 50 de W, iar în full load are undeva pe la 149 de W. Luând picul, adică 194 cu 150, te duci pe undeva pe la 350, 360, să facem rotund. O sursă, dacă e o sursă de 550 de W cu certificare 80 plus bronz, poate să țină fără niciun fel de problemă configurația pe care o ai tu. Răzvan! Da? Nu tu! De unde știi? Bă? Ai început să faci glume de-astea? A, nu. E un PC? Nu. Pentru dacă e compatibil? Nu. Nu se întâmplă. Salutare! De ceva timp vreau să-mi achiziționez un suport de monitor pe care să îl pot prinde direct de perete. Doresc acesta să nu se vadă, făcând setup-ul mai clean și biroul mai spațios. Monitorul este un Asus VG278Q de 27 de inci. Aș dori ca setup-ul acesta să arate exact ca în imaginea pe care o atașez acestui mail. Acesta nu este setup-ul meu, este doar o idee de cum ar trebui să arate. Băi, și eu să-mi trag palme. Tocmai atunci când vroiam să te felicit pentru această combinație nebună Valentino Rossi și Jorge Lorenzo în aceeași imagine. Ah! Ai pierdut-o. Aia e. De aceea aș dori ca acel picior de la suport de monitor din imaginea de mai sus să dispară. Okidoki. N-am înțeles ideea. Tu ai nevoie de un suport de perete. Pur și simplu vrei să pui și monitorul sub perete să fie sub televizorul de deasupra. Câteva recomandări m-ar ajuta foarte mult, având în vedere experiența voastră în acest domeniu. Partea asta cu cum îi zice, cu suport de monitoare, ne uităm și noi prin comentarii ce spune lumea, cât de bune sunt, înțelegi? 278Q-ul ăla, dacă nu mă înșel, eu are undeva pe la 6 kg, cam așa ceva. Cam așa ceva. Mulțumesc Keep Up The Good Work, KODCW, Triplesc, Vadrupul, Tulup, Nadia Cumăneci și restul. Restul personalităților. Mă, ai putea să te duci pe un suport de perete, ce se prinde perete, de la 50 de lei, pentru că ăsta este cel mai ieftin suport de perete și nu are sub nicio formă cum să se vadă, te până la
I don't know, până la 267 de lei, dar pe alea scumpe așa nu ți le-aș recomanda, pentru că alea, e foarte posibil ca acolo să înceapă să se vadă piciorul monitorului sau suportul în sine. Păi bun, și atunci pe ce mergem? Păi zicem să mergem așa, pe ce spuneam un pic mai devreme, și anume pe suportul acela de la A+, ce are VESA 100x100, suportă monitoare între 23 și 42 de inci, până la 25 de kg, iese în discuție chestia asta, ținând cont că greutatea monitorului tău are undeva, hai să zicem, 7 kg, să nu fie nici ca producătorul, nici ca ce am zis mai devreme, 7 kg, sau S-Box LCD 100, ce la fel suportă monitoare sau televizoare între 13 și 30 de inci, cu o greutate până la 15 kg, dar aici trebuie să ții cont că el se poate și înclina spre față. Primul este drept, iar cel de-al doilea se poate înclina un pic spre față. Trebuie să-ți faci tu niște calcule aici, să vezi cum ar veni pe perete și dacă, în funcție de cum stai tu pe scaun, ai nevoie de o înclinare. Mi-a scăpat. Genul ăsta de acela sistem de prindere, dar cu un cum să le spunem, cu doi pivoți care te pot lăsa pe tine să spui monitor cum vrei tu, nu prea recomand, că nu știu cum arată. Adică am o idee de la televizorul nostru și n-aș prea recomanda genul ăla de sistem de prindere. Chiar nu. Și eu care credeam că pe tine te cheamă Daniel. Am scris despre un... Aoleu! Da? Da? E compatibil sau nu? I don't know. Nu știu, domnul. Dar hai să vedem. Salutare, echipa Visi Garage, am acest wishlist pe care doresc să-l achiziționez cam într-o lună, două maximum, și vreau să vă aud părerea despre el. Sunt compatibile toate componentele, sper, și vreau să știu ce părere aveți de performanța PC-ului pe ansamblu. Pâs! Știu că trebuie să mai adaug sursa. Ok, hai să vedem ce a ales omul aici. HyperX Cloud 2.7.1. Din prima a ales bine. E compatibil. E compatibile. Nu, vorba unei persoane pe care știm noi foarte, foarte, foarte bine. E compatibilă, domne, dă-le încolo. Mouse Gaming Logitech G502 Hero este un mouse foarte, foarte ok. Tastatură HyperX Alloy Origin Aqua Switch mecanică, ok. Iar acum încep componentele. Wow! SSD Samsung 980 Pro de 1TB PCI Express 4.0. Ok. De ce e așa de ieftin asta? Monitorul LED Samsung Gaming Odyssey G7 31.55 milisecundă, HDR, G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro 240 de Hz. Ok, și revenim la componente. Memorie Kingston Fury Beast 32 de GB, 4 la 3200, procesor Alder Lake i7-12700K. Băi, e combinația bună pentru cei care vor să treacă pe Alder Lake. Mergeți, momentan mergeți pe varianta DDR4. În momentul în care încep să scadă prețul, în momentul în care vedeți că încep să scadă prețul la DDR5, probabil că atunci o să fie perioada bună de a trece pe DDR5. Până atunci mergeți pe combinația asta cu DDR4. Placă video Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OCL HR 12 GB DDR6X 384 de biți. Cooler. CPU Asus ROG Strix LC2 240 RGB și placă de bază MSI Pro B660A DDR4. Știi ce n-am mai văzut? Ai uitat să mai pui încă o componentă, și anume carcasa. Ai uitat să pui carcasa. Și singurul lucru despre care nu putem să vorbim este două lucruri. Unu, va intra placa video în carcasa pe care o ai tu. Dacă nu ai carcasă și ai uitat să o adaugi, vezi că trebuie să scrie în specificații că suportă
plăci grafice cu o lungime a acestora de minimum 320 de mm, pentru că atât are placa video pe care ai ales-o tu, 320 de mm. Da? Deci asta una la mână. Și doi, să aibă suport pentru radiatorul sistemului de răcire pe care l-ai ales tu. Nu contează că e pe față sau pe tavan, dar ar fi extrem de ok să fie în tavan, 240 în tavan. În rest, eu cred că e o combinație mai mult decât ok. 12700K împreună cu RTX 3080, candidata de memorie, tu ai ales 32 de giga RAM și într-un fel bine ai făcut, pentru că ești future proof, iar prețul e mai mult decât ok. Știi cât e? 700 de lei. 32 de giga. 32 de giga acum 2 ani de zile era dublu prețul, poate chiar un pic mai mult. Dual kit la quad channel kit erau un pic mai sus. Un pic mai sus. De ce? Pentru că chipurile folosite, bla 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 și alte nebuni de genul ăsta. În ceea ce privește sursa, ai grijă mare de tot la sursă. 12700, în momentul în care este el în full load, consumă pe undeva pe la 240 de W. 240 de W. Iar placa grafică 3080, variantele OC consumă pe undeva pe în jurul a 340-350 de W. Practic ai dintr-un foc 600 de W. Ți-ar trebui o sursă produsă sub un brand recunoscut cu minimum, atenție, minimum 80 plus bronz, recomandat 80 plus gold și de 750 de W. Să-l stăpânești cu plăcere. Next! Iar acum comentariul. Comentariul ce vine de la Undefined. E vechi. E de-al nostru. E vechi de aici. Bro, îți mulțumim foarte mult pentru acest comentariu. S-ar putea să-i ajute pe cei ce ne trimit mail-uri. Mail-uri ce au ca subiect temperaturi ridicate și așa mai departe. Bun. O recomandare pentru cei care scriu că au probleme cu temperaturile pe CPU. Ar fi recomandat să scrieți ce cooler aveți și când și de când nu ați mai schimbat pasta la el. Nu ajută cu nimic la diagnostic în acest caz faptul că sursa e Enjoy sau placa video e XYZ. Revenim la problemă. Probabil că primul și poate singurul lucru de făcut e desfăcut coolerul. Face referire la un mail din mailboxul trecut, dar vine cu niște recomandări pertinente și te stimez pentru chestia asta. Și schimbat pasta, un tub de 2 grame de Arctic MX4 e 23 de lei. Pentru cei care întreabă care pastă e cea mai bună, există un indicator care arată conductivitatea termică și exprimat în watts per metru per Kelvin. De la scris pe scurtare, W/MK. MK înseamnă meters per Kelvin. Cu cât acest indicator e mai mare, cu atât pasta este mai bună. El a pus ghilimele de rigoare, dar sunt perfect de acord cu el. De exemplu, MX4 este undeva pe la 8,5 W per meter per Kelvin, Thermal Grizzly Cryonaut e pe undeva pe la 12,5, iar cea mai bună și ieftină preț per performanță ar fi Phobia Nano Grizz Extreme sau Alpha Cool Sub-Zero. Aici sunt perfect de acord cu tine vis-a-vis de Alpha Cool și de modelul Sub-Zero cu 16 W per meter per Kelvin și un preț de în jur de 10 euro pentru un tub de 3,5 grame. Oricum, ce contează cel mai mult e aplicarea. Și e o metodă pe care am tot spus-o și am tot făcut-o în ultima perioadă de timp. Metoda unui strat fin, uniform, pe toată suprafața procesorului e cea mai bună din punctul meu de vedere. Diferențele între toate aceste paste nu sunt mai mari de 2-3 grade dacă sunt aplicate corect și folosind același cooler. Orientativ,
9100E folosind coolerul stock nu ar trebui să depășească 70 de grade Celsius în load și undeva 30-35 de grade în idle, având în vedere și faptul că 9100F e locked. Da, by the way, dimensiunile carcasei sunt și răspunsul este mai departe pentru acel mail. Am ținut să citesc acest comentariu ce vine din partea lui Undefined pentru că este un comentariu și sunt, și sunt date niște exemple pentru toți cei ce vor să își schimbe pasta de pe procesor, pasta mai veche, bineînțeles, cu acești termeni și cu siguranță acum veți ști ce să alegeți mult mult mai bine. Mulțumim frumos, Undefined, pentru acest comentariu. Uah! Terminarăm de, știi? Mm-hmm. Zise el, împletindu-și părul. Dragilor, așteptăm în continuare mesajele voastre sau mail-urile voastre, mai bine zis, pe cele două adrese pe care le știți, live@pcgaraj.ro și pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, să aveți o zi de miercuri excepțională și în continuare toată săptămâna să vă meargă ca pe roate. V-am pupat, ciao, bye bye, KUTGW, șnițel, alea, bye!